preluarea puterii, coaliția de guvernământ a pus gând rău pilonului 2 de pensii. Și permanent lansează informații publice privind intenția de desfințare a pilonului 2 de pensii. Permiteți-mi să vă dau câteva detalii legate de campania noastră. În campania Partidului Național Liberal vor fi implicați peste 3.000 de voluntari ai partidului în toată țara. Voluntari care au parcurs o procedură specială de training, astfel încât să fie informați și să pună la dispoziția cetățenilor cu care ne întâlnim informațiile necesare, astfel încât să determinăm o susținere în opinia publică a dezideratului nostru de menținere și de întărire a pilonului 2 de pensii. Campania se adresează către cei aproape 7 milioane de contribuabili la pilonul 2 de pensii, fiind concentrată în special pe cei peste 4 milioane de contribuabili lunar la pilonul 2 de pensii. Vom intra în contact direct cu toți acești cetățeni cu vârsta de 18 și 45 de ani, cetățeni care muncesc, care își câștigă existența din activități legale și care, în momentul de față, sunt amenințați de un grav pericol. Se știe foarte clar că peste 20-25 de ani, pilonul public de pensii, sistemul public de pensii, nu va mai putea asigura o pensie decentă în momentul în care cei care sunt astăzi activi vor ajunge la pensie. Din acest motiv, a fost adoptată reforma liberală privind introducerea pilonului 2 și pilonului 3 de pensii, exact cu obiectivul de a asigura acestor cetățeni la momentul la care se vor pensiona o pensie suplimentară care să le permită să aibă un venit decent după pensionare. Fiecare cetățean activ contribuie cu o parte din contribuția pentru pensii la acest pilon 2, care funcționează pe sistemul unui fond de acumulare. Fiecare contribuție intră în contul personal al fiecărui angajat. Banii sunt proprietatea angajatului, nimeni nu are voie să atingă de acești bani. Iar acești bani sunt înmulțiți, sunt investiți în titluri de stat, în acțiunile societăților, în depozite la termen, în sistemul financiar bancar, astfel încât să genereze randamente și banii să se înmulțească. În cei 10 ani de la introducerea pilonului 2 de pensii, randamentul mediu al pilonului 2 de pensii s-a situat la peste 5%, ceea ce clasifică România pe locul 2 în materie de randamente pentru fondurile de pensii private.